Erai aici? Înregistrează de mult? Hei, 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 unicornii mei! Bine v-am găsit la mult așteptatul vlog! Unicornii îmi controlează viața! Știu că este un vlog pe care l-așteptați de foarte mult timp și pe care vi l-am promis de foarte mult timp. Astăzi este ziua în care are loc acest vlog. Bun, am anunțat pe TikTok, am anunțat pe Instagram, totul este făcut ca la carte. Începem cu prima întrebare, ce mă lăsați să mănânc? Între omletă cu brânză și belvita cu cafea, acum postez. 68% dintre unicorni au votat omletă cu brânză. Oscar! Blesteme, blesteme. Din păcate, am scris asta acum curând, ies din casă cum să mă machiez. 72% au votat pentru machiaj natural și doar 28% au votat pentru glam. Glam ar fi însemnat unicorn makeup. Nici nu știu ce înseamnă natural. Pot să-mi fac eyeliner sau nu? Simba! Dați-vă arăt ce este pe această masă. O să strâng între timp aici, haideți să întreb. Părul îndreptat, puțin ondulat. Lumea îl vrea puțin ondulat, super. Nu-mi place jocul ăsta. Prințesă, prințesă, da, când te pune maică-ta să scoți câinele afară, scoți câinele afară. Ieșe pe mașinile altora. Uite-te, uite-te. Cheers. 3, 2, 1. Da, asta a ieșit. Sper că vă place. Cine se uita la familia Adams când era mic copil? Cine știe de vărul It? Eu, tot eu sunt, n-ați scăpat de mine încă. Acum urmează să alegeți cu ce vreți să mă îmbrac și am pregătit pentru voi două chestii. Ambele sunt super comfy pentru că mă duc la studio, deci nu trebuie să fac parada modei, așa că haideți să vă arăt ce am ales pentru voi. Tricoul ăsta cu care deja m-ați văzut îmbrăcată, că l-am scos pe Oscar, niște pantaloni simpli negri, sau avem acest training de la Jordan cu un tricou simplu negru, jacheta de la Jordan și șepcuța. Adidas, check! Îmbrăcăminte cum ați vrut voi, check! Păr ondulat, check! Machiaj simplu, check! Oscar, check! Pa! Iubitule! Ok, check, hai să plecăm. Eu la studio mă duc, dar nu înainte să-mi iau cola zero, că doar mă știți. Ia, hai să nu cadă camera. Bună ziua! Ăsta e vecinul meu. Ai început? Da, am început. Ce mi-ai adus acolo? Te-am adus două. Mulțumesc. Unicornii mei, am ajuns la Parker. V-am întrebat frumos pe Instagram dacă vreți să comandăm mâncare sau să gătească el. Astea sunt răspunsurile. 250 de voturi să gătească Parker, 123 să comandăm mâncare. Deci, Parker, facem... Ce facem? Ce? Facem omleta mea de șmecherie. Blană, mama, abia aștept. Arată bine. Stai, mă, să dau și apă. Să-mi dai și apă. În caz că e groaznică, nu să... Mi-e frică că ai zis că ai pus chestii de alea picante. Nu, mă, ceai, e doar jalapenos și a, e doar chili. Da, ok. E bună, mă, ce-ai? Blană, gata, acum am mâncat. Hai să trecem la treabă. Avem două piese de tras acustice, Dumb și I'm Lost. Hai să trecem, hai să intrăm în studio.
Ia uitați aici, mă. Bună seara, bine ați venit în studio. Ce facem azi? Cover-uri. Cover-uri? Cover-uri după piesele tale. Hai că puteți trage, mă. Da, bla. Nu punem mâna pe ăla. Păi nu, nu pun mâna pe el. Nu pun mâna pe ăla, da. Nu pun mâna pe ăla. Unicornii la putere. Deci? Coca-Cola, vă rog să mă sponsorizați. Tu filmezi acum? So high, 'cause you are my religion, my endgame. Boy, you just took another spin. You're so dumb, di-da-da-da. Da-di-da-da-da. Da-da-di-da-da-da-da. Da-da-da. You're so dumb, di-da-da-da. Da-di-da-da-da. Da-da-di-da-da-da-da. Da-da-da. Unicornilor, ia fiți atenți, am făcut cover la Dumb și la I'm Lost și acum v-am întrebat pe voi pe Instagram la ce să mai fac. Mă face un Parker surând. Și v-am întrebat acum pe Instagram la ce să mai fac un cover, la Lose Control de la Meduza sau la Figures de la Jessie Reyes și stați să vedeți. 82% a zis că vreți cover la Meduza, Lose Control, deci să-i dăm drumul. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling? When I'm knowing it's the age. Hey, 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 unicorn, acum că mi-am terminat treaba, vreau și eu să mă relaxez. Oleacă, oleacă, nu mult oleacă. Aș vrea să ies cu mami și cu Oscar în parc, dar având în vedere faptul că astăzi unicornii îmi controlează viața, o să vă dau două opțiuni. Opțiunea numărul 1, să merg cu mami și cu Oscar în parc. Opțiunea numărul 2, să merg cu mami la cumpărături, pentru că ea își dorește să meargă la cumpărături, eu îmi doresc să merg în parc, dar nu contează ce îmi doresc eu sau mami, pentru că astăzi unicornii îmi controlează viața. Ia-ți-o pe asta! Dragi unicorni, ați votat să-l plimbăm pe Oscar. Oscar cred că este cel mai fericit în situația de față. Mami, mergem în parc! Te bucuri? Te bucuri, iubire? Ia uite ce fotogenic ești! Ia uite ce... Ia zi, mami, ce părere ai despre condusul meu? E o părere foarte bună, conduci foarte bine. Ce să zici și tu acum că ne urmăresc unicornii? Nu, dar e adevărul. E adevărul? Vezi, mă, ce reclamă bună îmi face, mami! Mami este suporterul meu numărul 1. Din prima zi mă susține. Blană. Doamna cu cățelul, dumneavoastră sunteți? Eu. Doamna cu cățelul? Așa se pare. Hei, 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 unicorni, iată că am ajuns și la sfârșitul acestui vlog, am ajuns în parc, v-am îndeplinit toate dorințele pe ziua de azi, Oscar sigur este cel mai fericit dintre noi toți, eu am obosit, deci după chestia asta, după parc o să mă duc acasă să dorm că gata, somnic. Vouă, dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să-mi dați un like, subscribe la canal și vreau să-mi scrieți în comentarii și ce alte videouri ați vrea să mai vedeți. Unicorni la putere, v-am pupat!